Băieți și fete, dar bineînțeles, în exclusivitate de la mine pentru voi, o minunată nouă ofertă, aveți 70 de rotiri. Frumos, elegant, fără depunere, cum ne place nouă. Dacă intrați pe linkul din descriere și vă faceți cont. Și dacă mai vreți să și depuneți ceea ce este complet opțional, mai aveți bonus până în 2000 de RON. 100% la verificarea contului cu codul WIN70 cu litere mari. Așa că profitați de promoție și let's go! Buenos dias, amigos, și bine v-am regăsit la un nou minunat vlog. Ce mai faceți? Cum mai sunteți? Bine și noi! Astăzi, băieți, o să facem ceva foarte interesant, ceva ce am auzit la Mr. Beast că o să vrea să facă. Deci am frat ideea lui Mr. Beast, viața mea. Hola. Astăzi o să facem, o să încercăm să construim amândoi cel mai mare avion de hârtie. Și să facem avionul de hârtie? Da. Da? Eu știu așa, la basic, așa, în fine, dar oricum o să ai mai multe ustensile dacă vrei să te folosești de ele, să faci să fie mai greu sau asta. Și la final o să vedem care zboară mai tare. Ok, și gen trebuie să fie mare? Da, cât de mare poți tu de să lipești cu scos să faci aici, bam, 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 să faci avionul, să-l dai așa. Oh my god, și de unde lansăm? Lansăm afară, vedem. Okay. Așa că băieți, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel, nu uitați să vă abonați și la canalul nostru de gaming și de reacții care este în descriere. Și hai să-i dăm drumul. Hai. Bun, viața mea, aici ai 1.100.000 de hârtii de foia 4, aici tot felul de benzi, de scoci, de astea de lipit, de bandă, de nebunel, de biluțe cu lipici, de tot felul de astea. Și ai timp jumătate de oră la dispoziție, da, ca să construiești cel mai mare avion din viața ta. Bun, deci cam atât o să fie avionajul meu, acum urmează să le lipesc pe joane între ele. Și cred că o să folosesc banda asta, pentru că mi se pare că e cea mai practică și cred că și cea mai ușoară dintre toate. Cred că o să fie destul de greu să le lipești și să fie așa la fix, pentru că, din câte știu eu, din tehnicile mele de a face avioane de-a lungul anilor, precizia este foarte importantă, așa că o să mă străduiesc puțin aici și o să vă arăt rezultatul final. Mamă, deci efectiv nu pot să rup banda asta. Bun, băi și fete, cred că deja eu sunt în dezavantaj pentru că sunt în cameră și în cameră nu prea am loc să fac așa chestie mare. Doar dacă îl fac pe pat sau să-l fac aici pe jos, să-l încep, nici nu știu cum să fac. Ideea e că n-am mai făcut un avion de, cred că când eram mic, așa că trebuie să-mi găsesc poziția, să-mi găsesc locul. Pe pat ar fi cumva, dar pe pat nu-i tare. Oh, shit! Bun, băieți și fete, dar ideea este că pe lângă scoci nebunel, noi mai avem ceva ce Andreea nu are. Avem cleme de-astea ca să-i facem acolo efect. Bam, 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 bam. Știu eu, mă, că am lucrat în aerodinamică, mă, de când eram mic. Așa că, hai să ne facem... Cred că o să fac așa, direct un dreptunghi mare, rău de tot. După aia îl modelez așa, îl fac bam, 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 bam. Cred că ceva de genul o să fac. O să încerc să-l fac cât de mare pot eu. Efectiv, cât de mare pot, cât de drept pot. Ideea e să și țină și să și zboare, gen, știi? Tocmai ce l-am văzut pe Sebi, că a început și el. Spunea că e în dezavantaj și e în cameră. Așa că, prieteni, am face bine să câștigăm, pentru că avem toate avantajele posibile. Bun, avem primele 4 boi. Trebuie să prindă formă ce avem noi aici. Cred că am făcut undeva la jumate. Da, suntem exact la jumătate. Mamă, deci scociul ăsta efectiv mă distruge, îmi trebuie o forfecă sau ceva. Wow! Bun, avem și forfecuța noastră de copii, cu care sper că o să ne descurcăm mult mai bine ca să tăiem scociul ăla, că efectiv îmi dă bătăi de cap. Dar mi-e cam greu, că mi-e tremură mâinile, bă. Oh, shit. Vine exact cum mi-am imaginat eu. O să venim așa cu ele până facem o planșă așa mare, după aia, efectiv, doar îl îndoim așa frumos. Cred că trebuie să-i pun scoci și pe partea cealaltă. Îs curios, bă, cum face Andreea. Avionul? Oricum, sigur, are multe detalii ca al nostru. What the fuck? De ce foaia asta e mai diferită decât celelalte? Bă, am simțit pe cuine, așa. Altă viață! Altfel merge acum scociul. Bun, și acum urmează ultima parte. Sincer, sunt curioasă cât de mare e avionul lui Sebi. Pentru că eu chiar m-am chinuit aici, așa că el își face din două foi sau ceva, dau nervei. Și să nici nu zboare mai tare decât al lui. Asta ar fi adevărată dezamăgire. Și ultima foaie. Bun, prieteni, cam așa arată planșa din care o să fie făcut avionul nostru. Oh, sincer, am emoții că până acum a mers bine. Deși cumva aș vrea să fie cât mai ușor, ca să fie, no, mai durabil. Hai să încercăm să dăm banda de scoci. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Ah, fuck!
bunoști atât de precum voiam eu, dar e ok. Se putea și mai rău. Am nevoie de ceva să tai scociul ăsta. Aici o reșit cam așa drept. Și te mai dau și așa pe partea asta să fie frumos. Bă, dar ce greu să stai în genunchi pe parchet să moară băieții mei. Așa e, bă, când ești bătrân, nu mai mai de treaba. Au, au, au. Să fiu bună în genunchi, să moară băieții mei. Hai să vedem. Oh, no. Uhuu! Și a ieșit aproximativ perfect. Bun, de partea asta mi-e frică, pentru că, având în vedere că e așa făcut din bucățele, nu știu dacă o să-mi dea prea bine. Prea vedem. Bun, și asta este prima latură, doar că o să mai facem ceva. Dar vreau să spun cu cuvinte, pentru că se vede în cealaltă cameră și e posibil să audă și nu vreau să știe care e secretul. Pleacă! Pleacă! Am nevoie de ceva. Minți, ai venit să pur. Ai auzit? Nu, pe m-a dat foarte cam. Avansăm, prieteni! Iar aceasta este cea mai importantă parte pe care n-am făcut-o aproape toată copilăria. Și am pierdut de multe ori la chestiile astea. Ăsta este secretul, prieteni. Ăsta îi dă viteză, ăsta îi dă o formă de asta de burac. Hai să vedeți voi. O să mai dau un rând de scot și pe partea alante ca să fie cât de cât solid, gen, să zboare, nu să se rupe în aer, așa că mai trebuie să-i dăm un rând de scot. Nici o șansă, băieți, să ne bată, nici o șansă. Ah, ce mă dor genunchii! Bun, băieți, avem baza care este gata. Acum, partea cea mai interesantă, hai să vedem cum funcționează. Eu la școală știam că se face așa. Bam, bam, bam și bam, bam, bam. Și ce zic, băieți? O, are și vârful ascuțit, frumos de scoci. Așa, așa, bun. Și acum, hai să vedem dacă iasă de... Bă, simetric nu prea lui, dar... Amândoi, tată. Amândoi, tată. Bine-s. Oare dacă îl mai fac o dată așa o să fie mai ok sau? Hai să vedem. Cam așa arată până acum, să-l vedeți mai bine. Și acum mi-a zis să facem aripile. Stai să văd dacă poți în doi așa. Oh, nu, cred că n-am făcut drept chestiile. Oh, no! Nu, că merge, nu ne lasă pe noi la greu. Spiritul de aviator din mine. Așa. Deci doar uitați-vă cât de drăguț arată deja și cât de subțire și cât de aerodinamic este. Așa că scrieți voi în comentarii acum, prieteni, care avion credeți că o să câștige. Așa, după ce ați văzut până acum. Dar parcă mă chiar mă entuziasmez eu și am impresia că vezi, Doamne, ce-am făcut aici și că încolo el are da mai racheta, că dau un scot și cuțit. A venit mai înainte să-și iau un cuțit, fraților. Ce face cu un cuțit când gen avem foarte că? Acum partea asta. Am auzit că e tren și că e autobuz, să moară băieții mei și că e tramvai, bun. Avion. Bun. Dar nu stă o mare pe de-asta, mă, ce nu stă? Am o idee. Bunelele astea, ca să-l facem să stea. Hai că-mi bag și-n dege dacă e. Au! Upa acolo. Nu am mine prin dege. Și ideea e să țină astea așa, da? Prea mare gara. Prea mare găurica. Bă, am tras astea așa prin el. Acum o să încerc să fac asta la fiecare și nu știu dacă se le leg gen între ele. O, da. Aici a lipit, cred că o să folosesc niște biluțe cu lipici gata făcute, pentru că le avem, da? Avem avantaj. E efectiv mine am eu nume. Și am o idee, o să mai fac și aripile mai șmechere un pic. Bun, prieteni, și cam așa arată avionașul nostru. Da,
deja să văd cum merge, dar oricum cred că o să câștigăm cu el. Chiar cred că e cel mai ok mod de a face un avion care să și zboare departe. Bam, bam! Bun, prieten, dar cum deja mă știți, asta este un picuț cam simplu, așa că o să-i adăugăm niște, așa, niște Sidea style și o să-l facem roz, pentru că de ce nu? Sper doar să nu mai fac iarăși toată casa pe aici și o să aibă și o surpriză când o să vadă că iarăși am gazat aici toată casa. Aia este! Hai să-mi pun niște sași pe jos măcar ca să nu fac și pe jos pe parchet până un alta, așa că hai da, Sidea! Ce tare arată, nu pot să cred! I-am făcut interiorul și acum urmează marginile. Bun, prieteni, și cam așa arată avionașul meu, așa arată mâinile mele, care fiecare dată când folosesc minunea asta de spray și unghiile, frumos. Miroasea vopsea, Andreea, probabil. Bun, băieți și fete, după nenumărate încercări și făcut, am reușit să facem aici dita mai racheta, băieți, frumos, prinsă. Am încercat să facă să stea drept, nu am reușit, așa că l-am făcut așa, con, frumos. Bă, chiar simt că poate să zboare din chestia asta. Frumos, i-am împlinit aici aripile, bam, bam, bam. O să câștigăm, băieți, chiar dacă arată ca dracu, zic eu că o să câștigăm. Acum mai trebuie doar să îl vopsim și să le dăm drumul, băieți, să facem un test puternic. Viața mea ești pregătită să vezi racheta care te duce spre NASA. Chiar da. Da? Da. Ia vezi, tată. Mastodontul, submarinul. What? Ce? L-ai prins cu șoricei? L-am prins frumos. Puteam să-l fac și mai frumos, să-i fac turbo, să-i fac astea, dar este, nu vreau să te bat prea rău. Sincer, nu cred că o să zboare mai tare ca mea. Zici mai tu? Departe. Hai nu să-ți cred. Vedem ție opera de altă. Opera mea? Mamă. Ai grijă că e viteza roz. Bă, recunosc că arată tare rău de tot. Și cred că și zboare de te apă sus. Arată foarte simetric decât a meu. Diferența de stiluri. Stai că a meu nu-i pictat. Nu contează, oricum și alb arăta ok. Da, tău și că-i tractor. Eu te iubesc, gen, și am încredere în tot ce faci tu, dar parcă asta nu-mi inspiră încredere. Nu? Vrei să vrească să vezi, oricum o să te bat. Nu cred. Cu supersonicul tău, vine, bă, tractorul. Mere așa din ura, arunci, vine la apoi, bumeranga meu. Asta vedem noi. Mă, pune în arat mere. Asta vedem noi, tată. Bine. Submarinul de aur, o să-i zic. Nu zic, e așa ruginit, știi, rusty ship. Arată fain, oarecum. Cum adică unde scoci? E bine, oricum te bat. Mă bați? Da. Da, băieți, descrieți voi în comentarii cine credeți că o să câștige. Acum este noaptea afară, să așteptăm să vină ziua, să vezi 4K cum te bat. Vrei să-i spui la prietenii tăi cât e ora? La ce oră facem noi așa ceva? Este 4 dimineața. Uite aici, tata. Mamă, iar e toată casa numai gaz. Bun, băieți, hai, ne vedem de dimineață. Bun, băieți și fete, este ora 7 dimineața, deci efectiv oamenii merg la lucru și noi am venit să dăm cu avioanele. Este momentul decisiv, momentul pe care toți l-am așteptat. Așa că viața mea. Hai vreodată să vedem care avion este mai mare. Cred că al meu este mai mare un pic, după cum văd așa. Un rând în plus. Asta mi-e aproape cât mine, în picioare. Da, să zicem că al meu e mai mare și mai gras și mai făcut și mai asta, dar care e mai frumos? Al tău e mai frumos, recunosc că e mai simetric, mai așa, mai supersonic, mai alea. Dar hai să vedem că poate aparențele înșeală, așa că dăm mie aici avionul meu. Și cine dă primul? Vrei tu prima, te las pe tine prima. Să dau? Am emoții. Hai că scură zău, să nu depășești linia asta, da? Hai, deci pun aici pot. Da, hai. Și... bine, bă. Cred că am eu n-o să zboare atâta. Ești că e bobă. Stai că și am emoții. Gata. Gata. Vezi că depășești, bă. Dacă nu lua vântul, te luam. Da, ce bate vântul. Te luam, dacă nu bătea vântul, te luam. Hai, doi din trei. Hai, la meu zboară, da? Tău doar se înfige în aer. Da, da, da. Nu face semne, dar se duce înapoi. Că suntem retrasă.
Da, mă, da, a tău nu zboară. A tău nu zboară, a tău doar îl arunci așa. A tău se zbate până acolo, a meu măcar mele. Dacă ar bate vântul, ar duce până în Japonia. Fii atent, acum hai să facem invers. Dai tu cu a meu și dau eu cu a tău. Cu a meu trebuie să-l prind așa de la spate să-i dai. Degeaba. Îl vezi eu? Nu. Uite ce tare am dat. Da. Cred că avem un câștigător. Da. Da, băieți, asta este, am pierdut. Al nu știu să fac avioane. Al doilea concurs cu tine pe care l-am câștigat. Da? Da. Am mai câștigat și cu crossurile. Strist, mă, strist.